Salut! N-am la ce să mă uit. Și atunci mi-am luat tricou de vorbit. Pare curios, dar tricou ăsta alb face ca să ridice frecvența de flash cu 2-3 puncte. Am descoperit-o întâmplător. Când eram în bani, locuiam în schei și strângea maică-mea 100 de lei, ne invita pe cei doi bărbați ai casei la prânz, la masă, la Corona sau la Aro. Și era caracteristic, la ora aia era sala aproape pustie, erau numai câteva familii, de regulă sași. Și mâncam cu protocol o friptură. Ce rețin eu, că în permanență era orchestra care cânta în surdina. Și am aflat la maica mea că se numea muzică de cafe concert. Adică ceva relaxant, fără trecea dintr-una într-alta. E, acum fac și eu o variantă de asta de cafe concert în însemnarea asta. Nu o scop precis. Dar n-aveam la ce să mă uit la televizor. El era să fac praf telecomanda când l-am văzut pe Mihaela, dragostea mea, că ne explica doct, nu știu ce dracu. Joana, tontălău, vorba lor. De fapt, nu mai mă pot uita la emisiunea asta în care apară oameni politici. Când îi văd cu câtă dezvoltură explică ei cum e cu NATO, cu ECU, eu care am o memorie defectă și le țin minte primele apariții când se speriau că se aprindea un proiector. Ei, acum sunt niște schimbări radicale, tolăniți și dau de mâini și explică cum e cu aia. Aici le aud pe toate. De bine sunt și realizatorii. Că trebuie să înceapă cu asta. Tu reprezinți clasa politică? Da. Câtă încredere are populația în tine, clasa politică? 12%. E, ia tu tamburetul ăsta și stai pe tamburetul ăsta. Nu te prosepi la masă acolo. Și lasă-mă la masă pe cei care, din cauza ta, au problemă. Și aici ai venit la raport. N-ai venit să ne explici nou. A, dacă ai tu chef să faci promo, du-te la caserie, cumpără de acolo 20 de minute și vorbești ce vrei tu. Dar cine să fac asta? Da. De fapt, însemnarea asta are și un subtat tehnic. Am făcut o mică modificare la lampă ca să nu mai pâlpie imaginea. Și acum fac proba. Așa că, dacă tot am un microfon, mai și vorbesc. Mă uit altă campanie. Primul român, a început o Antena 3. Primul român, cel mai curat, cel mai frumos, cel mai înalt, cel mai așa, să fie președintele țării. Părerea mea. Și soacră mea, în Comuna Platonești, poate să fie un foarte bun președinte al țării. Știe să-i scălească, mai mult nu-i trebuie. Nu ne trebuie un președinte jucător. Ne trebuie o instituție rezidențială. E cu totul altceva. În California, un mușchiulos, Schwarzenegger, a ajuns guvernator. N-a trebuit să le explice la aia cum e cu taifunul, cum e cu tornada. Treaba lui era să-i scălească niște acte. Și erau unii care trăgeau cu creta pe jos un semn și spunea
când vii, până aici vii, te oprești. Și învață-te bine discursul ăsta. Ia, fă o probă acum. Na, încă o dată. Foarte bine. Asta e treaba unui președinte. Prea n-am rămas noi ca de la Ștefan cel Mare, tătucu, care să ne scoată. Nu ține, de 25 de ani vedem că nu ține. La Ministerul Culturii, la un moment dat, a fost unul Pleșu. Multe pot să-i se reproșeze lui Pleșu, însă nu s-ar potrivi la Ministerul Culturii. Pleșu, în schimb, a avut un eșec croasnic. N-a reușit să comande o omletă. Că i s-a pus, cum e el gurmand așa la diametrul lui, normal că e, i s-a pus pata în timpul serviciului să mănânce o omletă. Și pun mâna pe telefon, vreau omletă. Cu gălbenușul pe stânga. Și așteaptă. Nu vine omletă. Iar enervat, vreau omletă. A primit niște explicații și a așteptat. Și până la sfârșit, după câte știu, nu i-a venit omleta. Tot Pleșu a făcut tărăboi la un moment dat, că vrea încă o linie de un telefon cu direct pe oraș. A durat cam mult, deci s-a făcut hatărul. Chestia nasoală a fost că telefonul ăsta, numărul de telefon, i-a aparținut unui pisipoance. Și rezultatul, acum toți îl sunau pe Pleșu și făceau tărăboi. Îl întrebau dacă e de nou pește. Ce conta că Pleșu ar fi fost bun la Ministerul Culturii, dacă el nu reușea să rezolve treaba cu omleta? După mine, ca să fie o schimbare reală în țară, trebuie să facă de jos în sus, nu de sus în jos. Că presupunem că în vârful țării toți ființii aia, nici nu știu cât sunt, intră în guvernul României și restul, că sunt destui, și în Senat și în Parlament. Tot nu se rezolvă nimic. Că nu o să reușească nici ei să facă rost de omletă. Soluția e de jos în sus. Eu fac curățenie la mine în pătrățică și vecinul face și-l curățenie. Când ajunge la același standard, ne unim, îi batem obrazul la al treilea, ne unim și cu ăla de pe ce și el s-a ridicat și încet, încet se ajunge până sus în care toate lucrurile sunt corecte. Și atunci, implicit, o să alegem unii care au ce căuta acolo, nu papagalii ăștia. Asta a fost la Antescriptum. Tot la Antescriptum, un banc, Cazion, care se potrivește și în 2014, și în viața civilă. La un moment dat, un ofițer superior i-a avansat la gradul de colonel și îl pun comandant de regiment. Ordinul ministrului, protocolul de rigoare, când rămâne asta singur în birou, au greșit ăștia cu mine. Atunci când am organizat aplicația aia, să căutam un teren, amicul cu inamicul, că nu se mai găseau, că așa bine am organizat. Am dat foc la stația aia. Cu oamenii, aoleu, nu știu să lucrez cu ei, noroc cu politrucul ăla, că i-a luat ăla la papagal și a abolit, că altfel mă linșau aia. Nu, trebuie să zic că am ce căuta pe postul ăsta. Dar, cum să zic? Am fost propus de aici, eșalonul superior a fost de acord. Să văd ce dracu de să fac. Eu nu merit. Trece timpul. La un moment dat ăsta observă că iau agenda nouă. Că trecuse un an de când era pe funcție. Și atunci, după ce se scălește frumos pe agenda, și mai trecut un an, cu aplicațiile merg mult mai bine.
Am puștul ăla care a făcut academia și are la o mână, face la niște hărți, organizează la treburile. Ei stric o harta că zgârii când îi scălesc acolo și trebuie să o facă de nou, dar cu tehnica. E inginerașul ăla. Sare la degetul mic. Mai fac eu pe nebunie că n-am dat cu cremă de ghete pe cauciucuri. Da. Oamenii. E tare papagalul ăla. N-am treabă. Da, a trecut un an. Iar mai trece timpul. Iar observă că s-a terminat agenda. Ia una nouă. Nu m-a mai trecut un an. Se gândește. Și se gândește. Și spune. Băi, de ce dracu nu m-a avansat ăștia așa târziu pe mine? Bună, nu? Și actuală, nu? Da, trece la body. E un link acolo adevărat de lider. Interesant. Teoretic e perfect. Părerea mea. Lider ești de mamă. Nu există școală de lider. Cum nu există școală de sfinți, există școală de popi. Că unul ajunge sfânt, e altceva. Dar nu ai făcut 4 ani și automat ești sfânt. Și mergi pe apă așa, pac, pac, pac. Mi-aduc aminte, când taică mea stătea aici în apartament, iarna, intram de vis-a-vis și îl vedeam stând la geam, chiar seara era de multe ori, erau lumini afară, uitându-se la copii care erau ca niște furnici și se jucau cu sănile. Mă uitam și eu lângă el. Și la un moment dat zicea, vezi pe puștul ăla, îl ajunge lider. Uite și fata aia. Dar acolo se vedeau viitorii lideri. De huștulul cu ăla când se jucau, că unul ajungea șef. El era lider pe bune. Nu că avea ștampilă, nu. El era lider pe bune. Că am mai văzut la televizor niște puști extrem de încântați că urma un curs de leadership. Și când ai ce se aplice în practică, fără să vreau, am avut o pregătire specială în domeniul ăsta. Nici nu exista noțiunea de lider. Eram comandant de pluton. 45 de soldați, trupeți, blambeți, cum se ziceau unii, care la 6 luni se roteau. Și aveau alți 45. Și așa am ținut o langă 7 ani. Mi-au trecut mulți oameni prin mână. Și m-am descurcat. De ce? Că eram lider de mamă. Că îi vedeam pe colegii mei, câte unii din ei, cu exact aceeași pregătire ca mine, urlând la cât un soldat, și ăla se scârpina în fund. Calm. Și ăla a explicat că el e ofițer. Și se rupea lui ăla. Unde se vedea cel mai bine la munci agricole. Când se venea de la munci agricole, era regulă. Dușurile erau pornite, toți soldații făceau duș, erau tunși și dimineața la gară. Deci nu mai aveai ce să le faci. A, că dacă unul te călca pe bătături și era în ciclu întâi, îi spunea, mă, tu mai ai 7 luni până treci în rezervă. Te toc! Și crea o problemă. De aici știau că nu mai ai ce să le faci. Iar acolo, din comandant, trebuia să ajungi șef de bandă, ca să te asculte. Că dacă nu te ascultau, era jale. Și am reușit. De ce? De mamă. Așa am aplicat instinctiv niște lucruri. Și bine.
Mare noroc am avut. Că puteai și multe din ele foarte rău. Da, vreau să fii noroc să ai. Dau un exemplu de rezolvare complet neortodoxă și neregulamentară. Lucram la Păulești, nu mai știu cât e, că vorbesc cu spor, într-o pădură, grup de emisătoare radio. Și lucram 24 cu 48, deci aveam și un pat, mai și dormeam. Și într-o noapte auzi după ei pe acolo, urlete, țipete, se îmbătase un soldat. Și niște gradați alergau după el ca să-l prindă. Nu reușeau. Și ăsta dă burna și la mine acolo. Și urlă. Eu vreau să mă omor. Eu mă ridic în fund, mă uit la el, zic, bine. Eu vreau să mă omor. Bine, măi. Apăruse și sergenții în spate. Măi, dar nu vezi că la mine sunt grate aici la geam? Hai cu mine. Iau lanterna, care era regulă să ai la capul patului, iau lanterna cu mine, hai, pe hol. Ăștia au vrut să-l pună mâna, zic, stai că-l liniștesc-o. Duc în capul holului, eram la etajul 1, deschid frumos geamul, zic, aici, uite de jos. Vezi, sunt gardion stânga, gardion dreapta, la mijloc, un metru jumate de dale de beton. Ei, acolo te arunci în cap, îți garantez că mori. Hai! Mă dau la o pat, urcă-te și aruncă-te. Ăsta s-a uitat la mine. Eu vreau să mă omor. Foarte bine. Poftim. Hai, măi, sergenți, i-aruncați-l dracu pe ăsta pe geam afară să mergem și noi că avem treabă. Ăsta a început să-l împingă pe ăla. Ce, când s-a proptit ăla, nu mai puteai să-l mici de acolo. Mă, tu cred că ai vrut să-ți bagi joc de noi, de fapt. Hai, ca să o scurtez, o găsiți pe undeva la Cachim. Concluzia lui ăla, la mea asta în tură, nu mai mă umor. Se poate. Că recent, la emisiunea de asta, unul spune o treabă. La Vatican există un scaun special care are o gaură și candidații pentru funcția de papă se așează pe scaunul ăla cu gaură. Și un expert bagă mâna pe dedesubt să verifice dacă are ceva. Dacă e bărbat sau femeie. E, ca lider, trebuie să ai ceva. Să ai bași. Și scuze? Mi-a cerut fără probleme. De ce? Fiindcă pe undeva sunt ca un jucător de la de cupă Davis, care mai am puțin și la pensie. Și am în picioare nu știu câte meciuri. A, că mi-a luat un meci. La câte am eu? Închipiți-vă. Nevastă mea m-a judecat. Pe vremea eram căsătorit. Și nu o să uit că mi-a spus, trebuie să stăm de vorbă, să-ți reproși. Bine, drag. Când fiica mea aia mică, care era mică, era halat și spune, stați așa că nu începe, mă duc să fac pipi ca să pot să spun și eu. A așteptat o nevastă, m-a venit aia mică liniștită. Ei, și m-a făcut nevastă mai ciorbă. Am ieșit cu fața curată. La Socrii, la Platonești, s-a strâns acolo statul major și m-au făcut ciorbă și aia. Am rezolvat așa acolo și a ieșit chiar bine. Că după ce s-a terminat ședința, a rămas cu tata socru la o țuică. Zic că, deci trebuie să divorțez de fiica noastră. Tata socru. Nu. Mm-hmm. Dar numai în ce căuta prin comună. Da. Să nu mai calci pe aici. Am înțeles. Dimineața toată lumea cu capul mare, ne-am urcat în tren, ne-am luat amigena, porcul, ce mai era de luat de acolo. După câtva timp, nevastă mea, hai pe la țară. Păi, n-ai uitat ce zis, stai că tu că nu mai am ce căuta pe acolo. A plecat ea singură, iar a venit, păi hai la țară. Băi, uitat ce zis, stai că tu că nu am ce căuta pe acolo. E, după câtva timp, îi spune lui nevastă mea, zic, mă duc pe la Brașov, pe la părinți. Bici tu?
Dacă tu nu vii la părinții mei, nici eu nu vin la părinții tăi. Foarte bine, scuză-mă câteva zile. Ea n-a știut că aranjase, mai aveam o restanță de vreo 10 zile de concediu. Dar liniștit la schi aici, nu aveam treabă. Apare nevastă, bă, de ce treacă cu tine? Nu ți-am spus să mă scuzi? Alt exemplu din domeniul cachi, Cernovalic, căutați însemnarea Cernovalic. Ăsta un soldat, foarte bun meseriaș. Și odată la raportul companiei, am povestit cum ăsta s-a descurcat foarte bine, e însemnarea Cernovalic, nu intru prea în amănunte. Și atunci, la ora aia pe platou, toate companiile sunt la raport. Am luat vocea turbo, am urlat compania drept, soldatul Cernovalic, 10 pași în fața frontului mare. S-a întors ăsta frumos în fața spre foarte pe scurt am prezentat situația. Soldat, ai fost mai deștept decât la mine în problema asta. Felicitări! Ăla m-a salutat și a rămas pe loc. Acum ce vrei să-ți pup dracu și mâna? Marș dracu în formație! Toți colegii mei au venit la mine. Cum ai zis, mă, că soldatul a fost? Păi, întreaba aia concretă, eu nu m-am prins la... Și s-a gândit el. Prestigiul tău am ieșit în câștig. Că m-am trezit cu... Eu făcuse în contrară unui reguli nescrise care spunea dacă aveai maghiare în companie să-i împrăștii cât mai mult. Nu, i-am adunat pe toți la un loc, am făcut tura a treia cu un gradat care vorbea și la ungurește, secția maghiară. Și vine ăla de la, unul de la ei, de la mine. Ne-am gândit la ceva. Ce anume, mă? Păi, uitați părculețul ăsta aici, se poate aranja. Mă, eu nu mă pricep, mă. Voi de neam sunteți agricultori, ăsta vă pricepe la silvicultură, liber. Ce trebuie să vă asigur? Păi ne trebuie foarfe, că ne trebuie magazioner, dă-le. Vreo două zile în față, cum era vară, s-auzea prin geam, șonglou, 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 șonglou. Au făcut bec. Ne-am mulțumit, nu le-am dat nimic. A venit o tură de români. Băi, vă place ce au făcut bozgorii? Ia gândiți-vă ce puteți voi să faceți. Păi uitați în spate, acolo unde avem noi pista aia, o putem aranja. Fără, te rupeți gura bozgorilor. Da, la muncă a venit iar Cernovalic. Cu altă chestie, uitați, în punct acolo, o problemă cu care ne confruntăm, lucrasem și eu un punct, așa că știam, zic, mai dreptate. S-ar putea face. Cum? Bine cu schema de grup. Mi-i explic ăla acolo, da, mai dreptate. Mai că e o mică problemă. Punctul operativ, nu putem să tăiem legăturile, să le mutăm cu vrei tu. Ai dreptate, e bine. Trebuie să fiți străinși. Da, ne-am gândit. Și tu unde dracu că în ture 1? Păi am vorbit cu ăla care a trebuit să iasă din ture, duc eu mâncare și nu mai este din tură, mai iau cu mine și pe ăla care la somn să vină în tură și să facem 3. Mi-am rugat, nu le-am dat nimic. De se poate. Iar prin felul meu de a mă comporta, am impus siguranță. Mă și descurcam bine al dracului cu problemele tehnice. Ceea ce un lider trebuie să aibă, e suficient să știi să faci pe artă niște gocoloaie. La un moment dat am plecat în oraș la telefoane, nu știu ce dracu se întâmplase. Când mă întorc de la poartă, ăla de pe punct control, înnebunit, fugiți repede că ați o voie... I-a bătut pe vreo 2 soldați, se face acolo, s-a defectat centrala, urlă, țipă. Nici comandantul nu avea curajul să iasă afară din birou, că așa urla Asăvoaie. Asăvoaie era maestrul meu. L-auzeam cum am intrat în comandament, s-auzea de la centrală, cum urla asta. Intru acolo, ăsta când mă vede, se luminează. Știi ce s-a întâmplat? Meșter oprește centrala. Păi trebuie să o reparăm, oprește-o. A oprit-o pe ăla. Soldatul ieși afară, nu lasă să intre pe nimeni înăuntru. Aici spui că lucrăm la centrală.
tu al doilea fugi la chioși, vină cu două cafele. Venit ăla, ce s-a întâmplat, meștere? Pa, așa, 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 așa. Stat, bău cafeaua, uite cum face. Într-o oră jumate, tot cea centrala. Mulțumim mirea meșterului. Când s-a terminat tot, mă cheamă la el în atelier, care era lângă biroul meu, scoate cizmele de alarmă, dintr-o cizmă scoate o sticlă de un sfert de coniac. Zice, poftiți. Da. Lider. Cine n-a priceput ce am zis eu? Ultimul link pe jos, super găină, de jos, super găina. E tare, dar trebuie citit de două ori. Trec la diverse. 26 de minute. Iar vă umplu ziua. Preot cu studii. Un big articol. Interesant ce vorbește ăla. Interesantă combinația asta între preot și savant. Foarte interesant. Te-am scos un singur lucru cu care rezonezi ce a zis preotul ăsta. Cum răspundeți la întrebările fundamentale ale vieții? Pardon. Puncte, 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 puncte. Vedeți că citatul mai lung. După părerea mea, mintea umană nu are destulă complexitate ca să înțeleagă aceste probleme. Păi când mă declar eu agnostic teist, exact asta spun. Mă consider prea prost ca să înțeleg aceste lucruri. De-aia sunt agnostic și teist, fiindcă eu cred că după ce dai colțul, se întâmplă altceva. Complet altceva, nu știu ce. Cred, am credința asta. De-aia sunt teist, nu ateist, teist. În Dr. House, am mai dat exemplu ăsta, dar e tare bun. Era un doctor negru, deștept, și o doctoriță blondă, deșteaptă, ca și are scenariu. Și ajunsese la discuții despre viață și moarte. Și ăla negru tot căuta să o tragă pe asta în discuții. Și asta pas, 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 pas. Și atunci, doamne, negru, zice, nu crezi că suntem competenți ca să discutăm asta? Și doctorița blondă, care avea un rol de deșteaptă, ca și era scenariu, spune, și doi pinguini sunt competenți să discute despre reacțiile dintr-un reactor nuclear. Punct. Case closed. Sau la alta, bărbatul care a descoperit că știe chineză. Apropo, de cât de puțin știm. E ceva explicabil? Mă lasă fără sonor. Da. Trec la ultima. Două treimi din locurile de muncă din România vor dispărea în 20 de ani din cauza digitalizării. Rahat! Noi avem o... Suntem o insulă în care sunt mici oaze cu fabricuțe. Eventual ăștia vor fi afectate. Dacă ar fi fabrică Dacia lângă altă, Dacia lângă altă, Dacia lângă altă, Dacia, da, acolo e o problemă. Dar la noi e țăran, lângă el alt țăran, acolo e alt țăran, ăsta are vacă, ăsta are capră. Păi vedeți pe ăștia că o să se împiedice roboții în ei? A, că până și aici pot ajunge urme de-astea. Am văzut mai demult, îmi pare rău că n-am salvat atunci articolul. Nu știu precis unde, în Suedia, într-o țară nordică, în orice caz, un cioban avea niște oi.
și le dădea drumul pe munte. Dar ciobanul era leneș. Și atunci le-a atârnat la oi, la fiecare oaie, cât un GPS. Iar el pe laptop vedea unde sunt oile. Mai mult, le atârnase și o porcărie mică cu electroșocuri. Și el se uita pe laptop și dacă vedea că oaie stă prea mult pe loc, apăsa pe buton și vedea cum pleacă oaia. Eu zic că mai avem de așteptat până ajunge la așa ceva, nu? Chiar zice tâmpită la care a scris articolul, nu se pupă cu România. Două treimi din locurile de muncă, na. În sfera roboților mobili, a mașinilor inteligente și a inteligenței artificiale, va îngropa locurile de muncă cu salarii mici și niveluri de calificare reduse. Unde dracu avem noi sfera roboților mobili, mașini inteligente? Și credeți că o să facă cineva un robot ca să culeagă căpșuni? Că de făcut ar putea să-l facă. Dar pe robot ăla nu-l alimentez cu varză și fasole. Complicată treaba. Dar însă eu nu mă sperii, că aici vor supraviețui doar activități manuale cu un important rol uman de creativitate. Mua! Nu-mi găsesc un job part-time și în condițiile astea. Și ca să vedeți unde bat ăștia câmpii, cât bag câmpii, spune în materie de tranzacții financiare că deja sunt niște roboți care au preluat treaba oamenilor, care sunt mult mai rapizi decât oamenii, mult mai așa. Ăsta uită că deja au avut un caz. Că efectiv roboții ăștia sunt mult mai rapizi decât operatorul uman. Dar sunt mulți. Și un robot a văzut o oportunitate să cumpere X acțiuni. Și-a lansat comanda. Alt robot care și-a luat foarte rapid s-a prins și el de figura asta. A lansat și el comanda. Alt robot care foarte rapid depășește un om, iar a lansat și el comanda. Automat, cursul acțiunii a crescut. Atunci primul robot s-a prins de figură că nu mai merită și a retras comanda. Al doilea robot la fel, al treilea la fel. Rezultatul au fost la un moment dat niște șocuri, când aproape că au închis așa bursa. Numai din cauza roboților. Și omul n-a mai putut prelua controlul. Trebuie găsit un sistem aici cu veriga slabă în care să rămână totuși om. Că cum a fost cazul când l-am dat cu asta voie, poate e heblu. Cum necum, cafe concert, am mai măcănit 33 de minute. Dar totuși cred că e mai interesant decât ce avea de zis Cavalerul Sfintei Figuri, mă refer la Mihaela, dragostea mea, câtă târâță poți avea tu în cap, că în momentul când erai sigur că ești președinte, tu să spui, Mihaela, dragostea mea, aia te-ai grijat pe tine în momentul ăla? Așa, uitându-mă de pe margine, cred că este sub papuc. Și al lui Mihaela, și al lui soacră asta, dacă mai trăiește aia. Și asta l-au tocat, că vrea să ajungă ea, doamna președinte. De-aia pe undeva el acolo, cum te duci la biserică, pui o lumânare la Dumnezeu că te-a ajutat, așa și el. A rămas celebru, prostănacu. Noroc că sunt foarte mulți. Gata. Mâine o să vorbesc, mâine cred, despre un funcționar normal. De fapt, e o funcționară normală, care mă șochează a doua oară. Prima dată m-a șocat la solicitare numărul 2013. E doamna aia, are un nume ciudat. Dar le învăț eu, că merită. Toate bune!
Și nu mai pâlpe imaginea. Am testat-o acum 30 de minute. Dacă emisiunile sunt la fel de proaste la televizor, mai mă că nu odată.